zi în care ați ascultat un text foarte lung din Evanghelia după Ioan, foarte frumos, foarte înțelept, din care noi oamenii, nu neapărat creștinii, avem de învățat foarte multe, avem de împrumutat foarte multe și de experimentat foarte multe. Ziua aceasta de bucurie, trecută în calendar ca Duminica Samarinencei, se completează prin faptul că învățătura pe care noi o tragem din Evanghelia de astăzi este aceea de a ajunge la stadiul acela de închinători adevărați ai lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Îl vedem pe Mântuitorul Hristos că într-una din călătoriile sale ajunge la poarta unei cetăți, la fântâna lui Iacob, cetate ce se numea Sihar, o cetate a samarinenilor, un neam care era urât de către poporul evreu, pentru că s-au rupt de dânsii, o zonă pe care evreii o considerau necurată, așa cum o consideră și astăzi, o zonă pe care o ocoleau, și așa cum se credeau evrei, cum se cred și unii dintre creștinii noștri ortodoxi de astăzi, că ei sunt aleși de Dumnezeu, sunt buricul pământului, sunt cei mai cei, sunt cei mai frumoși, cei mai plăcuți, cei mai înalți, nu aveau nicio legătură cu samarinenii. Și noi, atunci când ne credem importanți în lumea aceasta, chiar dacă nu suntem, importanți suntem abia după moarte. Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Pentru că importanța pe care ne-o dă ceea ce rămâne după noi sunt faptele noastre. Numai acestea certifică faptul că am fost oameni importanți în lumea aceasta. Deci, la partea acestei cetăți, la fântâna lui Iacob, ajunge Mântuitorul într-una din zile și se întâlnește cu o femeie. O femeie care vom vedea în cursul istoriei mai târziu, am și pomenit-o astăzi, între Sfinții Mucenici, pentru că mai târziu a ajuns muceniță, Fotini pe numele ei, vine în acea zi la fântână să scoată apă și se întâlnește cu Mântuitorul neștiind că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul cere un lucru pe care noi îl cerem, omul, atunci când ajunge neputința setei, trupești, îi cere acestei femei, dă-mi apă să bea. Aș vrea să sar peste dialogul acesta pe care îl are Mântuitorul cu femeia, cu găleata, cu apa. Și aș vrea să ajung la acea apă vie de care spune Mântuitorul Hristos. Ce reprezintă apa cea vie? Spune El, dacă ai fi știut cine este Cel care cere, dă-mi să beau, ai fi cerut de la El și ți-ar fi dat apa cea vie. Ce reprezintă apa cea vie? Ce este apa cea vie? Ce folos are ea? Știți că în popor, între ghilimele trecut de la babe citire, se spune că atunci când cineva merge la fântână și scoate găleata cu apă, trebuie să bea primul, este bun de dragoste. Acesta este înțelesul pe care îl dau oamenii apei celei din tâi pe care o scot. Ei, apa cea vie de care vorbește Mântuitorul Hristos și pe care El o dă lumii și pe care a lăsat-o ca un dar neprețuit în lumea aceasta este trupul și sângele Său. Aceasta este apa cea vie. Și apoi o părticică sau o componentă a apei celei vii este cuvântul pe care Dumnezeu l-a lăsat în lume și noi trebuie cumva să-l primim ca un sfat. Deci apa cea vie, iubiți credincioși,
este trupul și sângele Mântuitorului Hristos care se face în cei care îl primesc izvor de viață veșnică. Foarte mult ne temem de izvorul acesta de viață veșnică în lumea în care trăim, în zilele în care trăim și nu știu de ce. Ne temem să ne împărtășim, ne e frică să ne spovedim, ne e rușine să ne spovedim, dar de făcut fapte rele, nici nu ne temem și nici nu ne rușinăm. Și atunci, către care viață ne îndreptăm? Care este direcția pe care noi o urmăm la sfârșitul vieții? Primim viața cea veșnică ca bucurie și binecuvântare și har al lui Dumnezeu pentru lucrarea noastră bună din viața aceasta? Sau auzim cuvântul care sperie pe toată lumea și care nu ar trebui să fie auzit de nimeni? Precaz de la mine blestemaților în focul cel veșnic gătit diavolului și îngerilor lui. De aceea, biserica sau părinții bisericii cei din tâi vorbesc de trei virtuți mântuitoare ale omului. Credința, nădejdea și dragostea. Acestea sunt faptele care ne arată la sfârșitul vieții oameni importanți, așa cum am spus. Acestea sunt virtuțile pe care omul lucrându-le se poate împărtăși din izvorul cu apă vie către viața cea veșnică și se poate bucura după plecarea din lumea aceasta, ca și în lumea aceasta, de fața lui Dumnezeu, de binecuvântarea Lui, de prezența Lui, pe care o simțeau Sfinții atunci când se nevoiau fiind în lume, aceasta ne învață apa sau cuvântul despre care vorbește Mântuitorul Hristos, că ar fi apa cea vie. Dar credința, nădejdea și dragostea sunt virtuți care îl duc pe om la se împărtăși din apa cea vie, din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Care duc către viață veșnică și bucurie veșnică. Și ce a zis femeia samarineancă? Dă-mi apa aceasta ca să nu mai însetez niciodată și să nu mai vin aici să scot. O naivitate înțeleaptă. Am putea spune a acestei femei samarinence. Ea gândea că Mântuitorul Hristos vorbește de o apă miraculoasă. Ceva făcut magic. Care dăruiește omului putința de a nu mai înseta. De a nu se mai osteni să meargă la fântână cu găleata să-și aducă apa cea trupească. Și atunci, naivitatea aceasta frumoasă, luminată, înțeleaptă a femeii samarinence era așezată pe un suport, pe un stabiliment foarte puternic fiind credința ei. Și atunci Mântuitorul Hristos când cere ea apa aceasta să nu mai înseteze, zice, du-te și ia de pe bărbatul tău și vino aici. Și aceste cuvinte arată faptul că Mântuitorul Hristos a văzut în femeia aceasta samarineancă credință puternică. Pentru că ea însăși vorbea despre închinare pe muntele Harizim, se numea muntele acela la poalele căruia se afla fântâna lui Iacob. Și văzând în ea credință, iată că scoate la suprafață Mântuitorul Hristos și faptele ei cele mai puțin plăcute lui Dumnezeu. Era o femeie săracă, credincioasă, după legea lui Moise, dar o femeie cu moravuri ușoare.
Și atunci Mântuitorul Hristos de aceea îi spune, mergi și adă bărbatul tău, fiindcă ea singură va mărturisi că nu are bărbat, iar Mântuitorul îi va spune, drept ai zis, cinci ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Deci trăia în concubinaj și a trăit cu mai mulți, în desfrânare. Deci pe lângă credința ei, avea și ea fapte necuvioase sau necinstite, pe care le săvârșim fiecare dintre noi, dacă nu desfrânarea altele și tot le săvârșim. Și atunci Mântuitorul Hristos, ca să-i dea apa cea vie, trebuia ca ea să se curățească de faptele acestea necuvioase, care nu permit lui Dumnezeu să stea în locuri de felul acesta. Deci, iubiți credincioși, femeia aceasta a avut 5 bărbați. Noi oamenii avem 5 simțuri cu care putem greși, spune Sfântul Nicodima Ghioritul. Și ce frumos vorbește despre ele. Și ce frumos vorbește despre faptul că aceste 5 simțuri, ca bărbații femeii samarinence, pot fi îmblânzite, pot fi îndumnezeite, pot fi sfințite. Pentru că ochii ți poți ține să te uiți doar către Dumnezeu, urechile să auzi doar lucrurile cele bune, mâinile să lucreze faptele cele bune, să mângâi pe cei ce sunt în suferință și în necaz și să miroși mireasma trupului și sângelui lui Hristos. Să-L miroși pe Dumnezeu. Acestea sunt cele 5 simțuri care pot fi îndumnezeite. Aceasta este simbolistica celor 5 bărbați ai femeii samarinence, simțurile omului păcătoase care pot fi îndreptate. De aceea, femeia când a auzit de la Mântuitorul Hristos că îi spune ei toate câte a făcut, așa cum noi ar trebui să spunem toate câte am făcut atunci când mergem la spovedanie, și bine ar fi și frumos ar fi lucrul acesta, pentru că numai așa putem ieși ușurați, putem ieși liberi de sarcina grea a păcatului pe care o purtăm fiecare în spatele nostru, și numai așa putem simți binecuvântarea sau adierea Harului Dumnezeu, care vine atunci, odată cu rugăciunea de iertare din taina spovedanii. Merge în cetate și anunță poporul, veniți de vedeți pe cineva care mi-a spus mie toate câte am făcut, oare nu este Hristos acesta? Și poporul a dat năvală, așa cum dă năvală poporul creștin ortodox în fața televizorului, unde scrie mare, senzațional. Senzațional. Știrile de la ora 5. Foarte interesant. Așa a venit și poporul din cetatea Sihar să vadă senzaționalul. Și că veniți că mi-a spus mie cineva toate, oare nu este Hristos? Însă n-au avut parte de știrile de la ora 5, ci au avut parte de însuși Dumnezeu, Fiul, care a venit să le aducă lumina care luminează tuturor, lumina sfântă a lui Dumnezeu, lumina care îndreptează sufletele, care îl readuce pe om la starea din care a căzut, la starea de ascultare, la starea de iubire a lui Dumnezeu Tatăl. Și ce i-a spus poporul la urmă femeii, nu credem doar pentru că tu ai zis că ți-a spus ție toate, ci credem pentru că noi am auzit și am văzut. Iubiți credincioși, Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât în lumea aceasta, la plinirea vremii, după cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, pentru că la vremea aceea păcatul ajunsese la măsuri foarte înalte. Și era momentul ca Dumnezeu să trimită sau să împlinească făgăduința pe care a făcut-o omului în Rai, să trimită pe acel mânghietor, pe acel răscumpărător, care să readucă pe om la starea din care a căzut, la starea harică, la starea de comuniune, de plină, de vedere față către față
al lui Dumnezeu. Și a reușit Mântuitorul Hristos și a transmis-o Sfinților Apostoli și prin ei și nouă creștinilor ortodoxi de astăzi. Putința aceasta de a reveni în cadrul iubirii și în interiorul luminii Harului Dumnezeiesc, pe care noi, prin păcatul primilor oameni, l-am pierdut. Putem face aceasta. Și ne-a pus la îndemână apa cea vie, care este trupul și sângele său, care duc către viața cea veșnică. Evanghelia de astăzi este foarte frumoasă, Iubiți Credincioși, foarte importantă și din ea avem foarte mult de învățat. Să redevenim mărturisitorii credinței cele adevărate într-o perioadă în care tot mai mulți dintre oameni nu se mai închină nicăieri Tatălui. Din ce în ce mai mulți. Și ce este mai trist, că tinerii noștri nu se mai închină la nimeni, nu mai ascultă de nimeni și de nimic, ci doar vor să trăiască clipa așa cum ne învață Uniunea Europeană. Să trăim clipa în nebunie, să trăim clipa în ispită, în fugă, în alergătură, în zbucium. Fiecare clipă poate fi trăită frumos în preajma sau în prezența lui Dumnezeu. De aceea a venit timpul mărturisirii iarăși a credinței. Cercetând statisticile, să vorbim și noi statistic, așa cum ne vorbesc politicienii, ei vorbesc despre statistici. Suntem foarte puțini creștini ortodoxi pe globul pământesc față de celelalte religii. Dar să ne aducem aminte că pentru câțiva închinători Dumnezeu a ținut lumea și o ține în continuare. Și Ilie se plângea săracul și credea că el e singurul proroc rămas în lumea aceasta. Dar Dumnezeu i-a arătat că nu este adevărat. Are Dumnezeu închinătorii Lui. Numai că trebuie să ajungem la statutul, cum am spus la început, de închinători în Duh și în adevăr. Cum putem face acest lucru? Trăind creștinești. Acum mă veți întreba ce înseamnă să trăiești creștinești. Adică să trăiești după sfaturile lui Dumnezeu. După sfaturile cele bune. Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea nimănui. Ci ne învață numai de bine. Fii milostiv. Iubește pe aproapele tău. Binecuvintează pe dușmani. Auzi, foarte interesant. Să iubești pe dușmanii tăi. Cine face lucrul acesta? De aceea, lumea în care trăim din ce în ce mai nebună, din ce în ce mai zbuciumată, mai depărtată de Dumnezeu, se chinuie. Pentru că apa cea vie lipsește din viețile noastre, izvoarele care cresc în interiorul nostru nu sunt către viața cea veșnică, ci sunt pline de întuneric și de mâni și de tulburare și de amărăciune. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră aduce lumină și bucurie. Înțelegem acest lucru. Mă rog la Dumnezeu să înțelegem lucrul acesta odată și odată. Avem nevoie de Dumnezeu. Trăim și avem de toate. Dar acestea toate nu aduc bucurie sufletului niciodată. Nimic material nu bucură interior. Vreau să înțelegem acest lucru cu toții. Nimic material nu bucură și nu aduce pace interioară. Și vreau să mă contraziceți dacă nu am dreptate. Sau să-L contraziceți pe Dumnezeu care zice să nu te lipești de lucrurile materiale ale lumii acesteia. Căci vine Îngerul Morții și cere de la tine sufletul și atunci toate care le-ai strâns ale cui vor fi. Nu bucură, iubiți credincioși. Ne dăm mari că avem exterior, dar nu avem interior. Deci în preajma unuia care are și se bucură că are cele materiale, nu te simți bine deloc.
Nu m-am simțit niciodată bine în preajma unui bogat. Eu. Și apoi duce către împărtășirea cu apa cea vie, care duce către viața veșnică cu trupul și sângele lui Hristos. Să nu ratăm ocazia aceasta de a ne împărtăși cu Dumnezeu. Trăim ca niște orbi și ajungem la sfârșitul vieții și venim cu pomelnic sau vin cei de după noi și zic, săracul nu s-a împărtășit și nu s-a spovedit toată viața, n-a fost cu Dumnezeu deloc și a murit și fără lumină. Și atunci, biserica ce să facă? Îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, Tu ce poți să faci? Atât putem să spunem, să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă. Dar de ce să nu dobândim noi înșine mila în lumea aceasta? Prin faptele noastre. De ce nu facem acest lucru? Nu ne străduim deloc să facem acest lucru. Și se vede asta. Nu contează cine suntem. Deci am spus-o, slujitorul bisericii, chiar dacă este în veșminte, nu este mai mare decât cel care se află dincolo de veșmintele sale. De credinciosul de rând. Și are mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu decât oricare. Și mai ales un călugăr care este și preot. Răspunde de foarte multe lucruri înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, de viața sa ca om, apoi de jurămintele pe care le-a făcut înaintea lui Dumnezeu că le va păzi ca și călugăr, apoi răspunde de preoție, apoi răspunde de duhovnicie, de trupul și sângele lui Hristos. Mi-e și frică să mă gândesc. Trebuie să răspundem. Fiecare dintre noi trebuie să dobândim în lumea aceasta pe Dumnezeu și să facem acum când putem noi. Să nu nădăjduim că la bătrânețe vom face și ne vom pocăi, pentru că mulți nu mai prindem bătrânețele. Și se vede în lumea în care trăim. Că mulți nu mai prind bătrânețele, nici nu s-au așteptat. Moare cineva și vine și cineva și zice, nici nu ne-am așteptat că o să moară. N-a avut nimic. Nu era nici cu inima, nici cu ficatul, cu nimic. Dintr-o dată a murit. Și atunci, nu ne arătăm ca economia aceia credincioși care așteaptă pe stăpânul său să vină de la nuntă, că va veni la ceasul întâi, la al treilea, la al șaselea, la al nouă, la al unsprezecelea, noi trebuie să fim pregătiți, iubiți credincioși. Să încercăm încetul cu încetul să eliminăm din viața noastră răutatea, să încercăm încetul cu încetul să cultivăm răbdarea, să încercăm încetul cu încetul să creștem iubirea față de tot ceea ce ne conjoară, de om și de natură, și ce este mai important, încetul cu încetul să ne apropiem de prietenul cel adevărat al nostru, care este Dumnezeu și care nu ne lasă niciodată, fiind păcătoși sau drept, niciodată nu ne părăsește. Dar dacă ne părăsește și avem o ispită, înseamnă că prăpastia dintre noi și El este prea mare. Și nu se poate trece dintr-o parte într-alta. Să ne rugăm Mântuitorului Hristos să ne ajute, să ne deschidă ochii, să vedem cine suntem și ce suntem și unde suntem. Și mucenița Fotinii Samarineanca, care era o femeie cu morav ușoare ca și Maria Magdalena, dar care a devenit o mărturisitoare a lui Dumnezeu în lumea aceasta, să ne fie pildă pe calea vieții noastre. Să împrumutăm din viața ei. Nu putem să mergem înaintea lui Dumnezeu murdari. Facem păcate, trăim cum trăim și zicem oricum trebuie să murim. Da, dar rămâne după noi ceva. Bun sau rău. De pomenire sau de bârfă și clevedeală. Să rămână de pomenire, iubiți credincioși. Să ne rugăm lui Dumnezeu să rămână viața noastră ca o pomenire. Și dacă nu în calendarele creștine ortodoxe, măcar pe buzele celor care ne-au cunoscut. Să rămână de pomenire. Și dacă a mai avut ceva în lumea aceasta care nu a fost bun, Dumnezeu să ne ierte prin pomenirea celor care rămân după noi. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne sprijine pe calea vieții acesteia și frumoasă, dar și grea. Căci aceasta
este de fapt împlinirea omului, să trăiască și frumos și greu în același timp, căci numai așa simte că este om și trăiește. Să ne sprijine Dumnezeu pe calea vieții acesteia și să ne aducă și pe noi la poarta cetății Ierusalimului celui de sus, să ne întâmpine la fântână și să ne zică, intră binecuvântatul sau binecuvântata Părintelui meu în împărăția cea gătită ție de la începutul lumii. Amin.